O om, ce mari răspunderi ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui în scris sau grai, de pilda ce la alții o dai, căci ea mereu spre iad sau rai, pe mulți o să-i îndrume. Ce grijă trebuie să pui în viața ta, în toată, căci gândul care-l scrii sau spui s-a dus și în veci nu-l mai adui, dar vei culege roada lui, ori viu, ori mort, odată. Ai spus o vorbă, vorba ta, mergând din gură în gură, va veseli sau va întrista, va curăți sau va întina, rodind sămânța pusă în ea, de dragoste sau ură. Scriu un cuvânt, cuvântul scris, e o leac sau o treavă, tu vei muri, dar tot ce ai zis rămâne în urmă, drum deschis, înspre infern sau paradis, spre o cară sau spre slavă. Spui o cântare, versul tău rămâne după tine, îndemn spre bine sau spre rău, spre curăție sau desfrău, lăsând în inimii rodul său, de har sau de rușine. Arăți o cale, calea ta, în urma ta nu piere, e calea bună sau e rea, va prăbuși sau va înălța, vor merge suflete pe ea, spre rai sau spre durere. Trăiește o viață, viața ta e una, numai una, oricum ar fi, tu nu uita, cum ți-o trăiești, vei câștiga, ori fericire în veci prin ea, ori chin pe totdeauna. O om, ce mari răspunderi ai, tu vei pleca din lume, dar ce scrii azi, ce spui în grai, ce lași prin pilda care o ai, pe mulți, pe mulți, mereu spre rai, sau spre iad o să-i îndrume. O nu uita, fii credincios, cu grijă și cu teamă, să lași în urmă luminos, un grai, un gând, un drum frumos, căci pentru toate, neîndoios, odată vei da seamă. Amin.